Salutare lămâițelor! Dacă ați privit filmul The Shawshank Redemption, dar voi cel mai probabil că l-ați privit, cunoașteți că evadarea dintr-un penitenciar se poate transforma într-o poveste interesantă și chiar incredibilă. Chiar dacă acest film nu relatează evenimente reale, istoria cunoaște multe cazuri când prizonierii și-au câștigat libertatea, demonstrând în același timp ingeniozitate și tenacitate umană. Fiecare din această istorie merită propriul său film aparte, de aceea nu vă îndoiți că nu va fi interesant. Pe ecranele voastre sunt oameni pe care nimeni și nimic nu-i va opri vreodată dacă ei doresc la libertate, așa că așezați-o cât mai comod, pregătiți o limonadă, numărați câte lămâițe vor apărea pe parcursul episodului, fiindcă în acest video jocul continuă. Dacă vei scrie corect numărul fructelor și un comentariu interesant sau amuzant, vei apărea în următorul episod. Stoarceți butonașul de like și să începem! O evadare alunecoasă. Ca să faceți mai bine cunoștință cu primul nostru erou, noi vom merge în anul 2012, deoarece anume atunci s-a întâmplat această istorie de evadare. Cho Kabok este locuitorul Coreei de Sud, care la momentul acestei istorii împlinise fix 50 de ani. Toată viața sa bărbatul a fost interesat de yoga, de aceea era foarte elastic. De acord, până când imaginea este destul de pozitivă, însă la final Kabok a ajuns după gratii. Poliția l-a arestat din cauza că era suspect în furtul unui automobil, un card de credit, la fel din cauza că a jefuit o casă. Cho atât de convingător spunea de nevinovăția sa încât nu dorea să accepte faptul că va fi arestat. Pe 17 septembrie 2012 el a comis o evadare curajoasă, adică alunecoasă am vrut să spunem. De ce alunecoasă? Deoarece Cho Kabok a așteptat până când cei de la securitate vor adormi, s-a uns cu o cremă cu antibiotice, iar apoi a ieșit printr-o gaură îngustă a celulei, care de obicei se utilizează pentru a servi masa. Așa, doar imaginați-vă, mărimea acestui spațiu e aproximativ 15 pe 45 de centimetri. Este imposibil ca o persoană obișnuită să facă așa ceva, dar după cum am spus, Cho Kabok s-a ocupat cu yoga și era incredibil de elastic. Evadarea nu a avut succes. Cho nu a ajuns departe, s-a ascuns într-o cutie pe acoperișul clădirii aproape de penitenciar. El a fost din nou arestat și plasat într-o celulă, dar de data aceasta cu o ferestruică mai mică pentru mâncare. Un criminal conștiincios. Această istorie este un pic diferită decât cele pe care le-am povestit astăzi și prin asta este interesantă. La sfârșitul anului 2018, în Indonezia, a fost de la început un cutremur puternic, după care un tsunami și din păcate a avut de suferit critic o încăpere a unui penitenciar local. Răufăcătorii nu au putut omite șansa de a fugi. În acea zi au evadat în jur de 600 de persoane, însă printre ei a fost un criminal unic. Când totul s-a mai calmat, Andy Ahmad s-a întors la penitenciar pentru a-și spăși pedeapsa. După cum s-a adeverit, în timpul cutremurului, el îi ruga pe restul prizonierilor să nu fugă. La întrebarea de ce s-a întors, el a răspuns simplu. Andy a petrecut 6 ani în detenție, i-a rămas un an. Pentru ce să fugă și să-și mărească pedeapsa, dacă cu timpul oricum va fi prins. Prin tavan la libertate. Faptul că evenimentele acestei evadări seamănă mai mult cu un film complicat se știa chiar și în mass media și iarăși în Statele Unite ale Americii, în penitenciarul din Monterey, California. Principalele personaje ce au acționat, prizonierii Santon Fonesca și Jonathan Salazar, ambii condamnați pentru omor. Indiferent de faptul că tot teritoriul penitenciarului desigur că era păzit și aflat sub supraveghere video 24 din 24, bărbații oricum au reușit să-i ducă pe toți de nas. Nu este clar prin ce modalitate, însă Fonesca și Salazar au găsit în bibliotecă o zonă moartă mică care nu era fixată de nicio cameră de filmat. Pe 3 noiembrie 2019, noaptea, bărbații au avut nevoie de câteva ore pentru a face o gaură în tavan. Tot acest timp pe ei nu i-a observat nimeni, iar la 3 noaptea s-au transformat rapid în fugari. Indiferent de faptul că gaura nu s-a primit mare, doar 20 pe 56 de centimetre, Santon și Jonathan au putut trece prin ea. Ei au ajuns prin țevi și conductele de aer până în camera tehnică, după au părăsit încăperea printr-un tunel, iar peste câteva zile ei oricum au fost arestați. Untul de arahide. Oamenii destul de des evadează din penitenciare, a doua categorie din cauza unor greșeli umane. Această istorie s-a întâmplat în America, statul Alabama. Când un muncitor nou se angaja ca paznic în penitenciarul local, probabil el știa că nu va fi ușor, însă el nici nu presupunea că va fi așa de greu. În anul 2017, prizonierii, luând în considerare că acest angajat avea puțină experiență și încă nu s-a acomodat și nu a reținut planul clădirii, au decis să se folosească de asta. Ei au utilizat untul de arahide ca un pic să schimbe semnele de la ușile din hol. Untul de arahide se oferea în cantină, însă prizonierii s-au înțeles între ei și nu îl mâncau, îl colectau ca mai târziu să-și facă treburile murdare. În ziua stabilită ei au făcut-o atât de atent încât într-un final nimic nu părea suspect și când unul din prizonieri a rugat angajatul să-i deschidă ușa în așa presupusa celulă a sa, în spate se afla ieșirea din penitenciar. Mai departe trebuiau să depună doar puțin efort să iasă din încăpere și să sară peste gard. În total, în acea zi, pe 31 august, au evadat 12 prizonieri, doar că mai târziu nu le-a ajutat inventivitatea lor. Timp de 3 zile, toți au fost prinși. Schimbul de personalități, indiferent de faptul că această persoană a primit libertatea când la fel pur și simplu a ieșit din închisoare fără a se ascunde de cineva, în această istorie nu e totul atât de ușor. Dacă în lume ar exista titlul de cel mai viclean prizonier, noi l-am intitulat fără a sta pe gânduri pe Rocky Marquez, care a fost arestat pentru contrabandă de droguri în penitenciarul din orașul Detroit și printr-o modalitate pe care o cunoaște doar el, bărbatul a reușit să se înțeleagă cu alt prizonier care trebuia la scurt timp să iasă la libertate pe cauțiune. Criminalii au făcut schimb de brățări cu numărul de identitate și iată așa Rocky a ieșit la libertate prefăcându-se alt om. Dacă credeți că asta se poate întâmpla doar o singură dată, greșiți amarnic, deoarece fix așa o scenă Marquez a înscenat-o cu 8 luni înainte de asta în penitenciarul Phoenix. Spre fericire, ambele cazuri foarte rapid s-au finisat cu captarea sa. Miracolele neatenției. Am dorit foarte mult să povestim ceva despre spargerea ușilor, distrugerea gratiilor și urcarea pe pereți în stilul lui Spider-Man, dar aici e totul cu mult mai mult decât prozaic. No Pizano, de 23 de ani, a găsit niște haine civile, s-a schimbat în ele și după pur și simplu a ieșit din penitenciar. Da, ați auzit corect. Camerele de supraveghere au surprins mișcările lui Pizano dintr-o cameră în alta, ca și faptul că cineva în camera de dispecerat, din greșeală, i-a oferit prizonierului accesul la intrare. După acest incident a fost organizată o discuție foarte serioasă cu colaboratorii penitenciarului Pima, iar bărbatul a fost prins în următoarea dimineață. Cu evadarea sa, el și-a făcut chiar lui mai rău, perioada sa de arest a fost mărită. Un nemiracol de Crăciun. Dacă cineva s-ar gândi să facă un sondaj printre prizonierii din toate penitenciarele lumii, suntem gata să pariem că principala dorință a tuturor ar fi desigur libertatea. De aceea, în decembrie 2016, chiar de Crăciun, prizonierii din închisoarea județeană Cook, statul Tennessee, le-a fost oferit probabil cel mai dorit cadou. O idee bună cum să fugă de acolo. Dimineața de vreme, în ziua de 25 decembrie, paznicii închisorii au observat că în celula generală, care e destinată unui grup de vreo 20 de persoane, spre sunt prea puțini oameni. Următorul lucru pe care l-au observat era toaleta deteriorată. Nu a fost deloc greu să adune 2+2. Se pare că ei noaptea au spart toaleta, iar împreună cu ea și peretele. Mai târziu s-a adeverit că din cauza scurgerilor permanente, șuruburile cu care era atașată instalația sanitară pe perete au ruginit și iată de ce a fost atât de ușor să facă gaură în perete. Evadarea a durat doar 6 minute și asta a fost îndeajuns ca să iasă de acolo 6 prizonieri. I-au prins și i-au dus înapoi destul de repede, însă această istorie oricum a meritat un loc onorific în lista noastră. O evadare prea rapidă. Să aștepți cu nerăbdare, să elaborezi planul, să te înțelegi cu alți prizonieri sau să faci găuri, toate acestea nu sunt despre următorul criminal. Bradley Lee Powell, prizonierul statului Ohio, a săvârșit evadare pe 4 august 2007. În acea zi, bărbatul care era supravegheat de un polițist local se pornea de la spitalul de psihiatrie spre penitenciar când situația a ieșit de sub control. Înțelegând că aceasta este unica șansă de a fugi, el a atacat șoferul camionului și din această cauză automobilul a derapat. În toată această învălmășeală, criminalul a găsit pistolul și l-a impus pe polițist să-l elibereze. Putem nici să nu povestim ce s-a întâmplat mai departe. Desigur că fugarul l-a înlănțuit pe polițist la mașină, a deteriorat telefoanele, a luat toate armele și... Te pup, papa! În New Mexico, în anul 2017, prizonierul Raymond Lopez a găsit haine civile, s-a îmbrăcat în ele, după a văzut cum cineva a intrat în încăpere prin ușa de la intrare. Din cauza că ea era deschisă, bărbatul a utilizat această șansă și aici viața i-a jucat festa. El a ieșit peste câteva minute la șosea și s-a îndreptat spre cel mai apropiat oraș. Nu a luat în considerare doar una, din cauza că nu dorea să atragă atenția prea mult, Raymond nu și-a luat cu el sandalele sale de la închisoare. Un bărbat descult și speriat a trezit suspiciunea și deja foarte rapid a fost oprit de ofițerii de poliție. Cel mai important, se vede pe înregistrările video că ei vorbesc foarte politicos cu Raymond. Îi propun ajutor. Nimeni nu s-a gândit că alături e un criminal ce a evadat. După cum ați înțeles, Lopez a fost prins într-un final. Prieteni adevărați, dacă tu ești o persoană cu bani și influență în anumite cercuri, înseamnă că o evadare în primul rând nu este un lucru complicat, iar în al doilea rând viața ta se transformă în blockbuster cât ai clipi. Anume așa s-a întâmplat cu Redoine Faïd, un bărbat de 48 de ani, un gangster francez și cel care a evadat de câteva ori, la fel cel mai căutat criminal din Franța al anului 2013. Pentru prima dată Redoine a fugit din închisoare în același an 2013. Istoria s-a memorat din cauza unei cantități mari de explozibili și gardieni ce lucrau în penitenciar în calitate de ostatici. Însă în anul 2018 evadarea a fost și mai interesantă. Trei complici înarmați au ajutat la salvarea gangsterului și nu o să credeți, un elicopter. De la început, complicii au studiat bine împrejurimile cu ajutorul dronelor și au făcut un plan. După, pe 1 iulie, la 11:30 dimineața, două persoane înarmate au pătruns în camera pentru oaspeți unde Redoine vorbea cu fratele său. În acest moment, funigenele au ajutat la evacuarea gangsterului în curte, unde deja îl aștepta elicopterul. Desigur că furat, încă și cu instructor de la aeroport. Această evadare planificată a avut succes. Redoine a fost prins peste 3 luni. Acum bărbatul este în arest, iar noi, dacă sincer, așteptăm continuarea istoriei. Excepție de la reguli. După cum s-ar părea, penitenciarele cu un regim strict ar trebui să aibă un nivel înalt de securitate. Și într-adevăr, închisoarea cu un regim strict Clinton din statul New York era renumită printr-o reputație impecabilă. Din momentul deschiderii în anul 1865, de aici nu a fugit niciun om. Însă în 2015 ceva nu a mers bine, din cauza că la libertate au ajuns tocmai doi prizonieri, ambii arestați pentru omor. Bărbații pe nume Richard Matt și David Sweat au fost condamnați cu executare pe viață. Din această cauză nu aveau nimic de pierdut, printr-un mod incredibil lor le-a reușit să găsească complici printre lucrătorii penitenciarului, care au ocolit detectoarele de metale și le-au adus instrumente electrice. Astfel, pe 6 iunie a fost înfăptuită o evadare extrem de îndrăzneață. Criminalii au reușit să facă o gaură în perete. Indiferent de faptul că acesta era protejat prin armătură, bărbații au ieșit din celulă, după care au găsit tunelurile de ventilare ca să iasă la exterior. Ambii bărbați erau înarmați, foarte periculoși și în comparație cu alții eroi din acest video, a fost destul de complicat să fie găsiți. 3 săptămâni, toată țara a urmărit drama criminală în desfășurare. Serviciul american Marshall i-a inclus pe Matt și Sweat în lista acelor 15 cei mai căutați fugari din toată țara. Criminalii de la început doreau să meargă în Mexic, după care au decis să meargă spre Canada. Operațiunea de captare a fost cea mai grandioasă din Statele Unite ale Americii și a costat 23 de milioane de dolari. Într-un sfârșit, ei au fost prinși la câțiva kilometri de hotar. Richard Matt a decedat în timpul operațiunii, iar David Sweat a fost întors la pușcărie. Alcatraz. Ca la final am pregătit pentru voi un mic bonus. Voi nu ați crezut că o să vă lăsăm fără o istorie despre legendarul Alcatraz. Închisoarea federală a fost deschisă pe insulă alături de San Francisco în anul 1934. Timp de 29 de ani au fost înregistrate doar 14 încercări de evadare. Aproape toate nu s-au soldat cu succes. Unii au fost împușcați, alții s-au necat. A treia categorie a fost întoarsă cu forța. Însă, între toate aceste cazuri există unul care până acum îi neliniștește pe toți. În anumite cercuri a primit titlul de cea mai grandioasă evadare în istoria Statelor Unite ale Americii. Frații John și Clarence Anglin, la fel și prietenul lor Frank Morris, au încercat să evadeze pe 11 iunie 1952. Printr-o minune, ei au ieșit din celule, au ajuns pe acoperiș, după care nu s-au temut nici de apa rece, nici de curenții periculoși. Nu i-au găsit nici vii și nici morți. De aceea se consideră că nicio persoană nu a reușit să evadeze din acest penitenciar. Peste jumătate de deceniu, la începutul acestui an, intelectul artificial a permis respingerea acestor teorii. Programul de recunoaștere artificială a fețelor a studiat fotografiile din anul 1975 și pe una din ele i-a găsit pe frații Anglin în Brazilia. Probabilitatea unei coincidențe este de aproape 100%. În 2018 au fost găsite scrisori care probabil au fost scrise de John și care dovedesc că ei au reușit să se salveze, ceea ce înseamnă că totuși e real să evadezi de acolo. Hei lămâițelor, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi ce părere aveți, să ții deținuții în penitenciare și să cheltui o grămadă de bani sau să-i pui la muncă. De asemenea, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și să stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă la M!